Hei, bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Sara și de data aceasta m-am gândit să fac favoritele iernii pentru că a trecut ceva vreme, am încercat o groază de produse pe care vreau să vi le recomand. Următorul videoclip o să fie despre empties, așa că sper să vă placă cel de data aceasta și să-l așteptați cu nerăbdare și pe următorul. Să-i dăm drumul! O să vă vorbesc de două palete. Prima este In the Balm of Your Hand și a doua este de la Marionaud. Ce-mi place foarte mult In the Balm of Your Hand, în primul rând, este pachetul, the package, sau ambalajul. Este o paletă care are un mix de farduri, cele mai bune, sau mă rog, cele mai cumpărate farduri de la The Balm. Și avem aici atât blush-uri, cât și farduri și un bronzer. Și desigur Mary Luminizer, care este un iluminator foarte renumit. Și aici în partea aceasta avem două nuanțe de ruj. Mie mi-a plăcut foarte mult asta, cred că se și vede că... sau cea de sus, pe cea de sus am încercat-o, pe cealaltă n-am încercat-o încă, dar este un pic mai shimmery. Practic scoate în evidență nuanța buzelor. Fardurile de asemenea nu sunt prăfoase, sunt un pic mai cremoase, nu foarte, dar în orice caz se observă calitatea lor. Îmi place că se blenduiesc foarte ușor, se amestecă între ele și nu sunt foarte prăfoase, bine, nici cremos nu sunt, dar în orice caz, calitativ, se vede diferența. Și dacă aveți drum pe la Marionaud, vă recomand această paletă pentru că de ce să nu aveți cele mai esențiale farduri de la ei? Este decât 99 de lei, așa că nu este un preț destul de mare pentru ceva atât de bun. Cealaltă paletă, la fel, mi-a plăcut foarte mult ambalajul. Singura chestie mai ciudată la ea este că se deschide destul de greu. Are chestia aici. Și trebuie să bagi unghiuța acolo, ceea ce mie nu prea-mi place. Și vine așa, cu o sumedenie de farduri și aici sus are de asemenea ruj și blush-uri. Fardurile la fel sunt foarte bune. Eu momentan sunt dată cu această paletă și îmi place foarte mult. Îmi place cum se amestecă culorile, îmi place că nu trebuie să aplic o culoare de foarte multe ori. La fel și la cealaltă paletă. Odată ce le pui pe pleoapă, culorile rămân acolo, nu se... nu sunt foarte transparente pe pleoapă cum am mai văzut la alte palete, cum e cea de la Sleek, care, pe lângă faptul că nu are culorile destul de pronunțate, cum mă așteptam, mai sunt și foarte prăfoase și se blenduiesc foarte greu. Așa că aceste palete, pentru un preț asemănător, poate chiar un pic mai mic, își fac treaba foarte bine. Și mă bucur că am descoperit ceva care să facă diferența. Cel puțin pentru mine așa s-a potrivit. Poate că este și tenul meu de vină, dar poate că sunt și pensulele pe care le folosesc. Depinde acum. Eu știu ce merge mie și despre asta vă vorbesc. Următorul este de la Maybelline, Color Tattoo. Este un fard cremos în culoarea Permanent Taupe. Este o culoare destul de căutată. Îmi place foarte mult. Îmi place că rezistă pe pleoapă. De obicei o folosesc așa decât un pic și nu mă mai dau cu nimic. Sau eventual mai folosesc un fard un pic shimmery, dar de aceeași nuanță, de la Art Deco. Vi-l recomand pentru că este destul de rezistent și mi-a plăcut foarte mult. În special nuanța. Dacă tot am vorbit de Art Deco, îmi place foarte mult acest rimel și cred că diferența o face aplicatorul, pentru că
este destul de diferit față de celelalte, nu este foarte... Să vedem dacă se observă. Are firele un pic mai rare și datorită acestui lucru nu unește genele între ele, adică nu le dă aspectul acela de prins între ele sau de pânză de păianjen, nu știu. Și le lasă libere, lucru care mie îmi place foarte mult, chiar dacă nu dă foarte mult volum, nu este wow, din punctul acesta de vedere mie îmi place și sunt destul de mulțumită de el. La capitolul celălalt, la partea opusă, de la Rimmel Wonderful Mascara, este foarte tare, îmi dă volum, doar că unește genele între ele, deci fix opusul. Ceea ce, na, e ok, pot să le combin între ele, deci există variante, doar că atât vreau să vă zic. Le folosesc pe ambele, îmi plac foarte mult ambele, având în vedere că eu am genele drepte. Până acum nu am găsit niciun mascara care să îmi ofere și volum, să le mențină separate și să le onduleze cum trebuie. Așa că o să mă rezum la ce am făcut și până acum, adică să combin rimeluri. Tot de la Art Deco, dacă tot vă povesteam despre ei, îmi place foarte, foarte mult rujul lor. Are un fir de păr. De ce ai un fir de păr? De unde ai un fir de păr? Uf. Este o nuanță de mov. Îmi amintește foarte mult de rujurile de la L'Oreal. Este o nuanță extrem de hidratantă și pe lângă asta are un pic de strălucire și dă strălucire buzelor, dar într-un mod foarte natural și miroase superb. Deci, miroase extrem de dulce încât îți vine să-l mănânci. Se vede că este un ruj foarte bun, de imediat de cum îl deschizi și de cum îl privești, și este printre preferatele mele. De aceea vă recomand, dacă treceți prin Douglas, cred că acolo au cosmetice de la Art Deco, să le încercați. Următorul la capitolul sprâncene, gene și toate cele, am Brow Drama de la Maybelline, pentru că eu în general nu am genele bine definite, adică sunt destul de gri ca nuanță, nici nu știu. De fapt, cred că nici n-au o nuanță și acesta m-a ajutat oarecum să le definesc, să le dau așa o nuanță, pentru că mie nu-mi place să fac lucrul acesta cu un creion, nu știu, mi se pare destul de ciudat. E o chestie personală, adică, spre exemplu, nu mă deranjează dacă văd la altcineva, doar că pentru mine nu aș face chestia asta. Are un aplicator un pic mai gros, dar cred că lucrul acesta îl face și mai diferit. După câte se vede... Dacă ar vrea camera mea să se focuseze... Hai, camera. Camera nu vrea să colaboreze azi. Așa. Nu știu, are aici aplicatorul care devine un pic mai gros către capăt, dar nu cred că e un lucru care să-i dăuneze, din contră. În special dacă aveți niște sprâncene mai stufoase, cred că e potrivit. Ale mele sunt între și între. Următorul este un gloss de la Mislin. Mislin sunt cosmetice care sunt de asemenea fabricate în Germania, la fel ca cele de la Art Deco. Îmi place foarte mult aplicatorul și de asemenea îmi place foarte mult nuanța. Deci e o nuanță bestială pe care n-am văzut-o în altă parte sau dacă ați văzut-o voi, vă recomand. Este destul de naturală pe buze, dar le dă totuși o nuanță asemănătoare. Și în rest nu știu ce să vă zic, pentru că nu știu unde să le găsiți. Eu sper să fie și în Douglas, alături de cele de la Art Deco. La un moment dat am impresia că le-am văzut și în Craiova,
dar cred că le-au scos, nu știu de ce, nu mai țin minte. Habar n-am. Următorul este un ruj, să rămânem la capitolul buze. Maybelline Color Sensational și este nuanța 338. Este o nuanță de mov foarte mișto, care desigur pe buzele mele nu arată exact cum se vede aici. Am observat că există diferența aceasta de cum arată un rouge sau un gloss ca nuanță și diferența care se vede în momentul în care îl aplici. Cu toate acestea, este unul dintre rujurile mele preferate. Miroase foarte bine, la fel dulce și are un pic de sidef, ca să zic așa, și scoate destul de bine buzele în evidență. Este o nuanță de toamnă-iarnă, îmi place mult de tot și îl port destul de des. Tot la capitolul purtat des este această nuanță de la Pharmacy. Este numărul 45. Și îmi place mult de tot atât ambalajul cât și nuanța. Singura chestie la acest ruj este că usucă destul de mult buzele, așa că înainte de a-l aplica sau înainte de a vă cumpăra acest ruj, ar fi bine să aveți un gloss acasă cu care să vă dați înainte și apoi să aplicați acest ruj. Nu știu de ce în compoziție are ceva ce usucă destul de mult buzele, dar în orice caz, avantajul lui este nuanța, care este foarte frumoasă, și rezistența. Și când vă vorbesc de rezistență, credeți-mă că chiar așa este, pentru că eu am tendința să mănânc rujul de pe buze și mereu le reaplic. Dar aici, la acest ruj de la Pharmacy, chiar n-am avut nevoie de reaplicare decât după multe ore. Așa că îl recomand. Tot la capitolul buze, ca să ne amuzăm puțin, sau mă rog, nu să ne amuzăm, dar să ne distrăm, am primit chestiuța asta. Uitați-vă și voi cât este de superbă. Ghiciți ce este, pentru că eu prima dată când l-am văzut, habar n-aveam ce este. Îl găsiți în Auchan, apropo. Și aici în spate, tadam, are gloss. Și este atât de bun și este atât de hidratant. Îl folosesc în fiecare seară și în fiecare zi când îmi aduc aminte. Dar oricum, seara de obicei îl folosesc și în dățile în care plec de acasă și nu am chef să mă fardez decât mă dau cu un pic de gloss și am plecat. Cred că asta este metoda cea mai genială să faci pe cineva să-și aplice gloss. Pentru că nu poți să-i reziști și pe lângă asta te alegi și cu o chestie pentru decor foarte frumoasă. În special cine este obsedat de bufnițe. Ok, să rămânem tot la capitolul cosmetice. Îmi place foarte mult această cremă de ochi de la Art Deco. Am primit-o de curând. Hai camera, hai că poți. Yay! Această cremă de la Art Deco este un eye lift. Mă rog, nu știu dacă se vede. În fine, chestia care îmi place cel mai mult la ea și probabil unii dintre voi o să fiți destul de oripilați, dar modul în care miroase îmi aduce aminte de cremele vechi ale bunicilor, ale mamelor noastre, acelea care, nu știu, aveau mirosul acela specific. Și la fel este și această cremă și nu știu de ce îmi dă așa un pic de nostalgie, mi-aduce aminte de mătușile mele. Și pe următorul, la capitolul lucrurilor pe care eu le recomand, rămânem tot la cosmetice și lucrurile pe care le recomand, printre care și acest CC cream de la Gerovital. Cel puțin pentru tenul meu funcționează foarte bine. Nu are o acoperire foarte mare, dar îmi place că lasă tenul să respire. Nu am senzația aceea că am tenul acoperit cu ceva și că nu respiră și să am o senzație de mâncărime sau să mă deranjeze. Din contră, îmi place că nici nu o simți pe piele și în caz că îți dorești o acoperire mai mare, are același efect și același mod benefic de a-ți hidrata pielea. Și tocmai de aceea o recomand, în special pentru persoanele care
Nu își doresc o acoperire foarte mare, dar totuși vor să încerce ceva bun. Ok. Dacă tot am vorbit despre cei de la Gerovital, vă recomand să încercați și deodorantele lor, care sunt foarte bune. Și varianta aceasta și varianta mini, depinde cum le găsiți și pe unde le găsiți. Chiar îmi plac, sunt foarte ușor de folosit și nu lasă urme albe pe haine și de asemenea nu conțin alcool, așa că sunt și perfecte pentru momentele în care doriți să vă epilați și să folosiți ceva care să nu usture sau să nu vă creeze iritații. Următorul este vopseaua de la Garnier Olia. Îmi place foarte mult. Am cumpărat-o, cred că acum 2-3 luni, prima dată. Înainte foloseam tot de la Garnier, fie gama normală Garnier Naturals, fie cealaltă cu roșu, care nu mai știu cum se numește, ceva color, ceva. Și luna trecută am zis, ok, hai să încerc L'Oreal. Mare prostie. Cel puțin pe părul meu a prins culoarea, a prins nuanța, însă, spre deosebire de aceasta pe care o mai încercasem, care are același efect, aceea se simțea foarte mult mirosul de chimicale și trebuia să fie cu uleiuri, cu ceva care să hrănească părul, dar din contră l-a lăsat foarte uscat, nu mi-a plăcut deloc. Așa că m-am reîntors la Olia, pe care o recomand. Chiar are efectul pe care îl spune, chiar hidratează, se simte că... Sunt sigură că și în asta sunt ceva chimicale, dar se simte că nu sunt la fel de multe precum în cea de la L'Oreal, care e oricum mai scumpă și care chiar nu a meritat banii. Așa că revin la Garnier. La capitolul non-beauty, îmi place foarte mult lumânarea aceasta. Ah, nici nu mai știu de la ce, de la Glade. Le găsiți și voi prin Auchan, prin DM. Este în jur de 19-20 de lei, 16 lei, depinde fiecare hipermarket, supermarket are reduceri la ele. Miroase foarte dulce, se numește ceva gen Tea Party și are macaruns pe ambalaj, așa că dacă aveți ocazia să vă cumpărați o lumânărică de iarnă, una ieftină, dar care să miroase bine și să fie și calitativă, aceasta ar fi ideală. Dacă tot am mers prin DM, am cumpărat și un ceai de la Das Gesunde Plus, cred că este marca lor. Scrie în germană, așa că s-ar putea să ciopărțesc limba. Ceva de genul Weihnacht Tea, ceva așa se numește. Vine un chestiuțe din acestea ca o piramidă. De fapt, mai am unul să vi-l arăt. Ah, este ultimul și miroase divin. Deci, ceaiul acesta l-aș bea chiar dacă n-ar fi iarnă. Cam așa este ambalajul. Și conține așa, scorțișoară, migdale și hibiscus, frunze de mur, dulce, măceșe, coază de portocală, evident pentru că e iarnă. Și cam asta este compoziția lui, dar vă spun că este absolut minunat la gust și, nu știu, e perfect pentru sărbători. Așa că vi-l recomand, mai ales dacă aveți drum prin de... La capitolul dulciuri, dacă priviți vlogul meu, o să vă las link către celălalt canal. Îmi plac nebuniile astea din, nu știu cum să le țin, așa, din Auchan. Deci, nici nu trebuie să vă cumpărați Raffaello, pentru că chestiuțele ăștia, biscuiții ăștia, au cam același gust și sunt super buni. Și sunt doar 4 lei. Nu știu cât costă Raffaello, n-am mai mâncat de mult, dar în orice caz, chestiile ăștia sunt nemaipomenit. Așa că luați măcar o dată și încercați-le, că sunt super tari. Trebuie să fac reclame la biscuiți. Ok, acum că am terminat capitolul beauty și non-beauty și chestii de genul, o să vă povestesc un pic de hainele care îmi plac mie și pe care mi le-am cumpărat luna aceasta. Și încep cu
chestiunea asta pe care o am pe mine. Încă nu v-am arătat gluga cât este de mișto. Deci, priviți minunăția asta. Este o pufoșenie și este atât de moale încât, nu știu, te simți așa ca într-o îmbrățișare. Deci fix așa, ca într-o îmbrățișare. Le găsiți pe Rainbow Outlet, o să vă las eu link în descriere către ele. Tot de la Rainbow Outlet, pentru că îmi plac foarte mult hainele pe care le au ei. Mi-am luat o pereche de blugi skinny de la Zara. Și nu numai că sunt foarte skinny, nu știu dacă îi vedeți, sunt destul de lungi. Îmi place că au materialul foarte bun, este denimul acela clasic și sunt elastici și extrem de comos. Deci luna asta cred că am trăit doar în blugi ăștia, atât de comos sunt și atât de mult îmi plac. Și cred că încă mai sunt pe site, așa că o să vă pun link în descriere cu ei, în caz că sunteți interesați să vă luați și voi o pereche, pentru că vă spun că sunt extrem de comosi. Și urmează o bluză, tot de la Rainbow Outlet, este sub-level. Deci priviți și voi minunăția asta de galaxie. O să vă dați seama, dacă intrați pe blogul meu, faptul că îmi plac chestiile geometrice și faptul că această chestie are mai întâi triunghiul și apoi universul. Nu știu, mi-aduce oarecum aminte de Pink Floyd, de logo-ul Pink Floyd, de lucruri geometrice care îmi plac și tocmai de aceea l-am ales, iar materialul este unul destul de rezistent. Nu știu cu ce să-l aseamăn, în fine. Și este destul de ușor de spălat, adică, spre exemplu, dacă îl pătați cu ceva, se spală foarte ușor pentru că, nu știu, mi-aduce aminte de materialele acelea pe care le vedeam într-unele videoclipuri când puneau apă și rămânea apa pe material, adică nu se îmbiba, nu se murdărea. Tocmai de aceea l-am și ales. Mi-a plăcut foarte mult și este foarte comod. Și pot să vă las link în descriere către acest produs. Sper că v-a plăcut videoclipul de data aceasta, pentru că o să apară probabil înainte de anul nou. Profit de ocazie să vă urez un 2016 nemaipomenit, cu multe bucurii, cu multă sănătate, tot ce vă doriți voi să se împlinească, toate rezoluțiile pe care vi le faceți, fie în gând, fie că le spuneți, să aveți puterea să le duceți până la capăt și numai bine. Eu cam atât am avut de zis. Vă pup dulce, ciao!